Eram sub contract și aveam un goalkeeper, probabil nu puteam să vin. Dar să mă întâlnesc cu asemenea personalități, pentru că nimeni în România n-a câștigat un campionat mondial. Au acceptat invitația noastră fantastică. Sunt niște oameni extraordinari, niște oameni care ne face plăcere să ne întâlnim și onoare. Nu cu prea mulți oameni în viața mea m-am întâlnit să zic că îmi face onoare să mă întâlnesc cu ei. Sunt oameni și oameni în România asta. Și le mulțumim că am avut ocazia să ne întâlnim cu ei și cu ocazia să stăm la masă cu ei, ocazia să avem o partidă frumoasă și chiar felicit Iașu pentru asemenea inițiativă și chiar trebuie să fac orice efort să ajungă divizia. E păcat că la Iași nu există o echipă de divizia, să venim mai des. Da, spune. Câți ani vor mai trece până pe echipă românească? Până România va mai bani? Greu de spus. O întrebare extrem de grea și trebuie să vorbim de ce a fost trecut, că viitorul nostru nu-i prea roz. Prea roz, nu prea arată. Fotbalul românesc nu prea arată prea roz. Și eu am fost implicat anul trecut și n-am făcut lucrurile prea frumoase la Dinamo. Recunosc și am greșit din cauza asta și am plecat, vorbesc eu personal, da? Să ajungi să mai joci sau să bați o campioană mondială, nu știu. Nu știu câți ani vor trece. Totul trebuie schimbat din temelii, poate. Așa e. Nu. Sorin a glumit. Nu putem să jignim actualii fotbaliști care dau totul. Atâta pot și atâta trebuie să-i respectăm pentru ceea ce fac în teren. Propuneți întrebări și domnilor, că ei sunt invitații noștri. Pe noi ne-ai găsit în România, cum vreți dumneavoastră. Ei, stați aici. Pune, mai pune-le lor. Credeți că peste 30 de ani, actualii fotbaliști de echipe naționale vor fi la fel de invitații cum voastră? De unde vor trece în țară? Cum sunt din Italia? Nu, mă refer la dumneavoastră, la domnul Cămătaru, la domnul Ungureanu, domnul Cârciu și dar sunteți foarte mulți spune în țară. Rezultatele, totdeauna fac ca oamenii să... Ca să fii iubit trebuie să faci niște performanțe, să știu, să aduci niște trofee, să joci foarte multe meciuri în echipa națională. Spune-le și lor întrebări, că așa e frumos. Auzi, spune, auzi, Radu. Au simțit atmosfera la care se așteptau la un asemenea meci? Hanno sentito anche sui cambi in corsa i miei giocatori non mi hanno facilitato il compito, non voleva uscire nessuno, non voleva solo uscire. Io Paolo mi sono... sì, solo io, Giancarlo solo io mi sono offerto a uscire offerto. Gentile non sentiva niente. Il Don Rossi era forte concentrato di per fortuna și de-aia n-a fost atât de atent la ceea ce se întâmplă. Però il fatto che avessimo la gente, tutto il pubblico dietro, in effetti si sentiva molto, era molto, molto calore, molto vicino, insomma, sì. Ha sentito caldura pubblicamente in spatele sotto? Posso dire? Prego. Ringrazio l'organizzazione di questo evento. Mulțumesc organizatorilor acestui eveniment. Perché in Romania io personalmente ho sempre perso. Quando ho giocato in Romania, sia con la Fiorentina che con la Nazionale. Oggi ho pareggiato, quindi sono contento. Fatto un passo avanti. Tra 27 anni forse vinciamo. După 27 de ani, poate reușim să facem și să și învingem. Deci astăzi este Stefano, un anchetul, a făcut un meci egal, totuși. Anchetul. Ce la secunda partida, prima ce la Galații. Non spero tra 27 anni non gioco. Neanche te. Prima. 10 anni nemmeno. Neanche tra 15 giorni, perché anche loro vecchietti devono recuperare. Cel puțin peste 15 giorni. Abbiamo i giovani che Beppe. Ho nevoie di recuperare acum. Bussi. Giovani.
Signor Giannini, quando guadagnerà l'Italia un nuovo titolo mondiale? Quando lo vincerà? Quando Paolo Rossi tornerà in campo, quando Antonini tornerà in campo. No, speriamo presto perché c'è bisogno, insomma, perché il calcio italiano ha bisogno di, come credo anche quello rumeno, no? Di fare ottime prestazioni, di fare ottimi risultati. Però, a parte gli scherzi, quando ci sono in campo grandi campioni, come avete visto stasera, a parte la mia presenza, però qui veramente c'è la storia del calcio rumeno e del calcio italiano, quindi è stata veramente una manifestazione importante, bella e anche di grande qualità. È buono. Un match di qualità è stata, una serata di qualità. Ha fatto serata di qualità, di forte male qualità. Ok, organizzata dalla nostra grande Nicoletta pure, dobbiamo dire. No? Per me, come si sentite, signor Tacconi, quando ha ricevuto il credo? Io? Ma lui dormiva. No. mi sono svegliato con la moglie a io. Siamo a Faducia. Però sono contento che ho salvato il culo dal mister. In Europa League. Scusa, un'altra domanda, c'è che in Europa League adesso invece lo chiedi a me, io ho fatto 17 anni, ho giocato nella Roma, non posso tifare Lazio, quindi tifo Vaslui. Sì, parla. Dove andiamo? Da. Siamo qui a cena. Se le altre tre. Lo so, se non si sente. Da. Asta è cena ma importa lucro. Siamo morti. Da iniziati ma potrei Lazzi comunque qua sul tuo. No. Din păcate. Un bătrânim și ne... Astea ar trebui să le găsim manuale, să le facem în Italia, aici, să găsesc destule orașe și destule stadioane și destui suporteri care vor să ne revadă. Adevărat, mai lenți, mai grași, mai subțiri, mai nu mai știu, mai... dar vor să ne vadă. Dar există o echipă națională de fotbal a României? Nu știu, nu cred. Ar fi bine să existe? Ar fi foarte bine, bineînțeles. Pe după modelul lor e extraordinar. Am întrebat cum sunt organizați, ne-au spus că au o fundație în care Paolo Rossi este președinte, au secretar, că se ocupă și dă un lucru extraordinar. Noi, nici noi nu am câștigat un campionat mondial să-l european ca să facem o fundație. Dacă am fi campion mondial sau asta, poate și noi ne-am putea organiza. E un model per noi, si fare anche noi veterani, sì. È una buona idea. Qui l'esperienza italiana serve. Avete altre întrebări? Pentru că urmează acum și sponsorul și domnul Eriksson după această videoconferință. Bun. E în regulă. Mulțumim. Mulțumim. Grazie. Adesso a tavola vinciamo noi. Io non parlo inglese. No, certo.
Motor. Motor? Da. Sorry, okay. Okay, for me it's English, and today we have our guest, Mr. Ericsson, who's kindly come to promote and highlight this event even further than the success it has been today. Our company, CMED Finance, has become the main sponsor because we have business coming to Romania and we want to develop our relationships with key partners in Romania. Okay. Aveți nevoie să facem introducere o nu? No. Okay. 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 In English. Okay. From the beginning. No, continue. No, no, no. Okay. Well, our corporation believes it's important to make money for clients and do good business, but it's important to use our position to help others in the community, and we do this in the UK, we do this in Asia, we have charities in Goa for football and development, and we saw this as a unique opportunity for us to start a good relationship with the Romanian community, and we're here for a long while. We're looking to stay and do good business with energy and try to give opportunity in this climate that we are in today. CMED Finance is a bespoke banking and investment company, and very proud to be here today and sponsor, I think everyone agrees, a great, great spectacle. And I'm really honored to have Mr. Sven Goran Eriksson with us, who kindly has taken time out to bring this event to a higher scale. Okay, sir. Thank you. You're welcome. English. English. In English. Well, I was invited by him and his company via my son, we shared as well. And as you probably know, I have a weekend without football, unfortunately, in one way. So I said, yeah, I'm coming. I like Romania. And to see all these players, ex-players of Romania, ex-players of Italy, I liked it. So here I am, and I'm not regretting that I came here. I've been treated very well, as always, when I come here. And I think it was a good match to look at. The pitch was small. That means that I didn't need to run so much. And I think that was good for them. Some nice goals, nice game. I enjoyed it very much. Thank you for the invitation. You're very welcome, and maybe more to come. Thank you. That's it. As a trainer, you put out three Romanian teams in the 80s years. So, and in that time, Romanian football was quite valuable comparing to these days. What do you think about Craiova, Steaua and Dinamo at those days when you trained Göteborg and Benfica? It was always very difficult to come here to play, because, as you said, the football was very, very good. A lot of good football players, and we saw, I think, three or four on the pitch today who played for Craiova when I was here with Benfica. And I think the striker is still a good striker. You saw that today. No, Romanian football always been very good, technically very, very good. Clever football. If you ask me the Romanian football today, I can't answer you because I haven't followed it at all, I would say. So, but it was always a pleasure coming here and always very difficult. Do you know any of Romanian players now? Do you like any of them?
Yeah, but it's not right to say if I like one or two. It's not very professional for me. There will always come through big talents in Romanian football because in one way it's Latin football, technically very good, quick, furbi, which is important in football. So I'm sure that you will have good years coming for you. Any name? No. Today, who was the winner? Italians, Romanians, or the football generally? The football. I think. Why? It was a small pitch. I think the community won. Yeah, but if you put all these players out on 11-11 on a big pitch, I think the Il Spettacolo is less good than it is when you put them five aside or there were six with the goalkeeper. Because there they show the technique. You don't really want them to run 50 meters up and down all the time because that's they have done all their life when they were young and when they were big champions. So I think it was great.